Bun găsit! Testăm astăzi acest încărcător pentru mașini electrice. Este un încărcător cu putere variabilă și cu temporizare a încărcării. Aici avem în cutie încărcătorul, să scoatem afară. Bun. Într-un capăt al încărcătorului avem un ștecher obișnuit pentru priza de perete. Desigur, trebuie să avem o priză mai solidă în care să avem încredere. Și în partea cealaltă avem conectorul care se introduce în mașină. Este un conector tip 2. E un produs de calitate, se vede și după plasticul folosit. E un produs rezistent, foarte puține probleme am avut de-a lungul timpului cu acest tip de încărcător. Aici este partea de comandă. Avem două butoane, trei LED-uri și un ecran foarte important care ne dă informații utile. Da? Pe spate avem explicația celor LED-uri, combinația LED-urilor, ce înseamnă fiecare, și niște parametri tehnici. Ia să-l conectăm în priză, să vedem practic ce apare pe ecran. Gata, l-am conectat. Mai întâi trebuie să-l băgăm în priză și apoi îl conectăm la mașină, da? Pentru că după ce îl conectăm la mașină nu mai putem umbla la setări. Acum putem umbla la setări. Cu acest buton, este butonul principal, să zicem, se schimbă puterea de încărcare de la 8A până la 16A. 8A înseamnă cam 1,8 kW, 16A înseamnă 3,7 kW. Aici avem tensiunea, câți volți avem la rețea. Aici avem câți amperi trage mașina, nu are voie să tragă. Aici avem tensiunea, câți volți avem în rețea. Aici avem cât curent trage mașina în amperi, nu are voie să tragă mai mult de 10, pentru că atunci încărcătorul va deconecta automat mașina. Încărcătorul spune că mașina are voie să tragă 10, mașina trebuie să tragă până în 10. În același lucru, 1 kW, cât trage mașina. 1 kWh, cât s-a încărcat până acum mașina în kWh aici. Și din coace avem temporizarea, funcția de temporizare, cât timp durează până când pornește încărcarea. Apăsând acest buton al doilea, putem schimba între o oră, două ore, trei ore, până la 10. După 10 se resetează la 0. Deci după 10 ore maxim putem porni încărcarea. Aici avem temperatura și starea conectat sau neconectat. Acum o să îl păcălim că e conectat la mașină pentru a vedea exact ce se schimbă pe ecran. Bun. Acum încărcătorul crede că l-am introdus în mașină. Așa va apărea când îl conectați la mașină, da? Deci LED-ul verde a prins și LED-ul roșu s-a prins acum, care semnifică că se încarcă mașina. Și aici apare status conectat. Bineînțeles că curentul rămâne pe 0 pentru că nu avem nicio mașină care să tragă curent, dar așa arată când este conectat la mașină și îl utilizați. După ce l-am conectat, nu mai putem schimba nimic, da? Deci trebuie să fie deconectat de la mașină ca să putem modifica setările. Aici vedem exact ecranul de încărcare în timp ce se încarcă mașina. Putem vedea că încărcătorul este stat la 13A, iar mașina trage 12,9A, da? Adică 2,8 kW. S-a încărcat până acum 0,037 kWh de 1 minut și 7 secunde. La tensiunea de 220 de volți. Așa arată în timp ce se încarcă mașina. Bun, cam atât ce să vă zic. Puteți comanda odată cu produsul și o geantă de transport. Asta este geanta. E o geantă din material textil, într-un material rezistent, în care puteți introduce atât încărcătorul,
cât și un cablu de încărcare de la o stație publică, eventual, un cap amândouă. Sau puteți să cumpărați încă o geantă separată pentru cablu de la stații publice. Dacă aveți întrebări, le aștept în zona de comentarii. Vă mulțumesc!